Bine v-am găsit la un nou episod, Polemici Cardinale. În această seară o să-l cunoaștem altfel, pe primarul Aradului, Călin Bibarț. Da, și altfel. Și altfel, da. Bine ați venit la noi. Mulțumesc de invitație, first time. În primul rând vreau să vă întreb, așa ca de început, ca să spun... Vreau mă uit la dumneavoastră sau acolo? Unde vreți? Acolo? Asta, aceasta este camera dumneavoastră, cele două de acolo. Acolo. Și... Doamna camera ne vede. Da. Noi avem aici o convenție, în sensul că, spun mari fizicieni, timpul nu există. Nu e aia solară, nu? Nu. Ok, nu, că în aia nu sunt pe aceeași frecvență. Nu. Și tocmai de aceea avem o altă... cum să spun, un alt mod de a cuantifica timpul și atunci când vom ajunge ca toate firele de nisip să se fi scurs... Crezi că e sucur, cum o zici bună? Să se fi scurs în clepsidră... Adică zahăr pentru ăia ciuți pe aici, nu local nici. E un fel de sucur. Da. Domnule Bibarț, așa ca de început, cum vedeți dumneavoastră lumea în care noi trăim? De o vreme cu ochelari. De vedere tot. Acum, depinde ce definiți dumneavoastră lumea, pentru că... Dacă, global. Dacă întrebați cu zeci de ani în urmă sau mai mult, evident că ar fi înțeles ceea ce e în jurul comunității noastre, indiferent unde ar fi fost ea, odată cu globalizarea, așa cum vorbim cât se poate de serios, cu posibilitățile de mișcare pe care le are ființa umană comparativ cu carul cu boi, ca să zicem, așa din alt moment, evident că atunci perspectivele sunt alte. Deci dacă ne referim la ce se întâmplă pe lumea asta, na, nu e în alb și negru, întotdeauna e cu mai multe nuanțe. Nu e simplu, dar omenirea a trecut și prin perioade mult mai complicate, spun eu, dacă ne gândim la războaie serioase, mari, care au cuprins întreaga planetă. Pe de altă parte, că de aia spuneam că nu sunt pe aceeași frecvență cu solarul, mi se pare că ne ducem un pic într-o mare ipocrizie uneori și cu totul verde și cu numai mașini electrice. Adică, pe lângă discuțiile între specialiști, eu nu privesc și ascult, dar stau bine cu raționamentele în continuare. Ce faci cu bateriile de la ele după 7-80 ani și se vor aduna? Dar cel mai important ce mi-a semnalat cineva, a spus, din ce se construiesc aceste baterii, se obțin, era pe vremuri plumb, litiu, ce mai fi acolo, se obțin din mine sau din excavație la suprafață a sute și sute de mii de tone de steril pe care le exploatez folosind foarte mult diesel, că nu le pot scoate așa, adică pui pe o parte, strici pe cealaltă. Cred că și se... Îmi place vorba asta de la noi, de la țară. Știți că noi spunem că sărim de la 180 de grade tot timpul. Ceea ce e adevărat. Unii nu mai știu ce înseamnă 180 de grade. Dar aia ce o zicea țăranul român, că o zic, mă, noi numai nimerim drumul drept. Suntem într-un șanț și când sărim în celălalt, pe cealaltă parte a drumului, ălălalt șanț. Dar nu reușim totuși să cădem la mijloc. E, cam așa o văd și aici. Nu spun că nu trebuie. Uite, de exemplu, eu aș vedea mașinile electrice, cele care au o autonomie limitată, nu știu, până la 100 de kilometri pe baterie și restul pe combustibili, benzină, motorină, și în orașe, pentru că acolo există acea poluare locală puternică, să mergi pe electric și când ai drum lung, adică să nu cădem, cum la fel am văzut, și da, eu îmi place să spun ce gândesc, mulți ne tot întreabă, pe PNRR-uri avem nu știu câte obligații să facem stații de încărcare și le vom face, nu se pune problema, dar când au luat amploare mașinile pe motorină, pe benzină, pe ce au fost, se ocupau primăriile să construiască stații de benzină. Deci e o treabă privată până la urmă. Da, să dai terenul dacă e caz, unde le amplasăm, să fie bine, cu Enelul sau cine o fi, să fie putere să le tragă. Dar nu, e un business privat până la urmă, indiferent că alimentezi cu benzină sau alimentezi cu energie electrică. Noi sărim. Cum la fel mi se pare ipocrizia, și total necinstit. Nu avem nicio taxă de mediu, ceea ce a făcut să se umple țara de mașini secunduri poluante, da?
Acum, ca să promovăm verdele și electricul, scutim de plata taxelor și impozitelor cele electrice și hibride. Total incorrect, pentru că aia e o taxă pe proprietate. Adică astăzi, pensionarul nostru cu o Dacie de nici 1000 de euro plătește acolo, nu știu cât e, 50-100 de lei, cât o fi pe lună taxă și impozit, iar nu spun cine și cu nume, dar mărcile le spun, Tesla, BMW, Mercedes, toate da, așa, mai... în jurul, între 50 și 200, Porsche, între 50 și 200 de mii de euro o cumpără și umblă cu ea și plătește zero. E corect, e fair play. Da, dacă era o taxă de poluare, puteai să zici, pe lângă taxa de proprietate, puteai să spui, alea electrice, că vezi, Doamne, nu poluăm aici în oraș, sunt scutite de acea taxă, dar o plătește pe aia de proprietate. Bine, eu cred că aceste mașini electrice sunt, de fapt, trecerea către altceva, către hidrogen, către care ar fi, într-adevăr, mult mai verde. Îmi place să ascult specialiștii și să-mi trag și eu concluzia mea. Cred că am sărit din nou prea mult în celălalt șanț. Puteam găsi soluții mai de mijloc. Oricum, da, uite, eu... Că văd niște panouri solare aici pe o clădire, cineva semna la... E un lucru foarte bun să reușim din, cum spun, dar și panourile astea se produc din anumite materiale și alea al gradului lor de poluare. Deci, la... nu, să nu ne mințim, nu există, mai spuneam cuiva odată, nu există 100%, dar trebuie să fii ponderat că calea de mijloc și acasă, orice facem, dacă avem curtea, nu mai avem atâta iarbă, dacă, da, nu putem nici să nu ne dezvoltăm, să nu mai construim nimic, la fel și în oraș. Totul e să nu exagerezi și să o ții într-o limită decentă. Da, ca țară, că revin la asta, am ajuns să fim blocați cu investiții de sute de milioane și aproape finalizate în hidrocentrale, pe tot felul de gărgăuni al unii cu ecologia și să nici măcar să nu le pornim. Gândiți-vă astăzi, dacă erau cu mentalitatea unora, se mai făceau porțile de fier, se mai putea inunda Adacaleu, dar ne folosește și ne place la toți energia electrică de acolo, e atât de frumos să facem meeting în față la primărie, în față la guvern, să ne dăm mari iubitori de nu știu ce, după care să venim acasă, să aprindem becul, să facem duș, să bem o bere, să mergem în centru vechi. Da. Nu se poate, deci nu pot... Da, de e de ales. Ok, mergem pe nuclear cu plusurile și minusurile lui, mai mergem și pe hidro, mergem și pe panouri, mergem până și alea eoliene, sunt curenții cei mai buni, sunt coloarele de migrare a păsărilor migratoare. Clar că le deranjăm, dar acum ce punem în prim plan? Ființa umană sau ursul? Că eu și cu ăla am o problemă, ne omoară oameni, disperați ăsta și nu avem un ministru curajos să pună lucrurilor pe nume. Să dea o statistică câte s-au întâmplat în 5 ani de zile de când s-a restricționat acolo. Da, am divagat prea mult. Aici cu ursul, vedeți că... Ajungem să fim fraierii Europei, din grădina 1900... zoologică și parcul Europei, în timp ce alții s-au dezvoltat, bine mersi. Vă spun ce le-am spus la o întâlnire cu reprezentanții ai Bruxelles-ului într-o discuție în care nu vreau să ne financeze decât să mergem cu bicicletele. Să închidem centru, să mergem cu bicicletele și îmi dădeau exemple din Germania, de nu știu unde, că s-a închis acolo drumul și ce bucuroși sunt oamenii. Și am zis, da, oameni buni, că aveați 4 benzi acolo, 100 de ani, care v-au adus prosperitate și dezvoltare. Din acea plusvaloare v-ați permis să faceți pe dedesubt, să faceți centură, să faceți altceva și i-ați dat alternativă omului pe unde și ce să facă cu mașina și acum normal că îi spui pe aici plimbă-te cu bicicleta. Dar voi vreți la noi direct să sărim la etapa asta, adică voi cu mașina nu mai aveți loc pe nicăieri și dați-i drumul cu bicicla și trotineta. Păi nu se poate, că ne înjură oamenii. Spuneam de momentul cu urșii. Din 1990 și dumneavoastră ați fost director la Rom Silva, la Agenția Națională Rom Silva, sau regie, da, scuzați-mă. Da, o scurtă perioadă, da. Și probabil că ați avut acces la statistici, știți mai bine decât mine, cât s-a defrișat în țara asta. Atenție. Eu sunt... Sunteți într-o mică eroare și dumneavoastră și mulți alții. Inclusiv cei care, de-aia am spus, e bine fiecare în meseria lui.
și arată și imagini. Am văzut și acum, chiar de lângă București, erau niște pseudo-specialiști acolo, arătau niște bușteni tăiați, vai, se taie toate pădurile din jurul Bucureștiului, ce trebuie, defrișare, arăta cum a fost tăiat, oameni buni. Ca și ființa umană, un arbore merge pe curba lui Gauss, atinge un maxim, aici sus, în moment în care are calitatea cea mai bună a lemnului, ca și ființa umană, cel mai strong, și atunci procrează. Doar că, spre deosebire de ființa umană, el nu realizează că acolo, lângă el, sub el, sunt copiii lui. Ei amici, atâta. Și îi concurează la lumină și în sol, la rădăcini. Și dacă nu intervii atunci să le dai lumină celor mici, în câțiva zeci de ani, cel mare se degradează biologic, deci pierzi calitatea lemnului, nu va mai nici procrea, pentru că nu mai poate, se duce spre unde ne ducem toți, și aia mici de sub el mor. Și în final pierzi și lemnul și ajungi să cheltui foarte mult să vii cu ei din pepinieră, să-i plantezi. De aceea se nimeni n-a spus niciodată treaba asta. De aceea sunt, așa se numesc, tăieri de regenerare. Se fac în câțiva zeci de ani, acum nu țin lecții, poate facem emisiuni de așa ceva. Și atunci nespecialistul, știți cum e, așa cum v-ați duce la un medic să vă facă o operație estetică și după ce ieșiți din operație, v-ați duce în fața oglinzii și l-ați luat la bătaie pe medic. Păi, da, păi așa arată acolo, când e o exploatare, când dacă mai e și plouat, e horrible. Da. Dar dacă te uiți și duc de mână să le arăt unde lucrăm ca profesioniști, să vedeți în câțiva ani de zile cum cei mici sunt atâta și atâta și atâta. Aia nu înseamnă că acolo s-a defrișat. Vine noua generație din urmă. Defrișare, în termeni corecți, este când schimb destinația. Dacă aici, în suprafața asta, am avut o pădure și o tai toată și vine altă pădure în locul ei, aia nu înseamnă că nu e în regulă. Da, dacă aici defrișez și betonez și fac hotel, atunci am defrișat. Dar faptul că cei de meserie își fac meseria și vin niște... Când eram acolo la București, nu credeți că n-au venit și la mine. Și aia de acolo, de la pădure, de la Znagov și alți deștepți. I-am pus la masă prima dată și am zis, sigur, mă bucur că ați venit. Dumneavoastră, ce meserie aveți? Păi eu am terminat IATC-ul. Dumneavoastră, eu politehnica și profesor. A, nu, noi apărăm mediu. Mă, băieți, n-ați vrea tu să mergi la șuruburile tale? Tu, dacă ești bun, să mergem să te vedem la un spectacol și să ne lăsați să fim și voi, să ne respectați munca noastră. Au făcut și greșeli, s-au mai făcut și ăsta, dar încă o dată, cel mai mult a fost afectată din 90 în România, atunci când s-a bulversat proprietatea. Au fost anii aceia în care, explicabil, nu are rost să mai, s-a luat de la stat, corect până la urmă, și statul îi luase oamenilor, și s-a dat totova la oameni. Gândiți-vă că dumneavoastră ați moștenit la Suceava, de la bunicu, 3 hectare de pădure. Cine se ocupă de ea? S-au dat felii. Atunci greșeala a fost că ți-l dădea în proprietate și de-a doua zi statul își lua paza de acolo. Pădurarul nu mai... Dumneavoastră a fost de bună credință, dar vecinul dumneavoastră v-a furat. La un moment dat a zis și dumneavoastră, păi o vând, hai mă, de acolo și dăm și mie ceva, că oricum mi-o fură. După 2000 și ceva s-a reglementat și nu mai aveai voie, chiar dacă dumneavoastră primeați în proprietate, rămânea paza de la specialist și doar dacă aveați o structură sau o... faceați contract cu altă structură, să se dea de la unul la altul și să face predare, primire de la un paznic la alt paznic, ca să zic așa. Adică să nu rămână fără stăpân. Atunci s-au mai făcut ăsta. Apoi au mai fost suprafețe care nu sunt în Fondul Forestier Național, respectiv așa numite pășuni împădurite, care în anii 50 erau așa. Restricțiile din perioada comunistă a făcut ca 90 să fie păduri acolo, de aia nu figura. Și atunci primari și alții de pe acolo și oamenii le-au tăiat și ție ți-a apărut că aici a fost pădure, nu știu, au tăiat-o, dar ea nu avea regimul acela. De-abia acum s-a reglementat că atunci în care au o anumită densitate, mă rog, și ce acolo, poate fi trecută la păduri. Și deci aici și... lucrurile sunt undeva la mijloc. Sunt cu mult la mijloc, dar încă o dată, ca în foarte multe alte domenii, fiecare se pricepe... Și de cu presupusul pe Facebook și la televizor și pe mici interese și na. Sau mari. Hai să trecem la omul Călin. Da, păi și din ce am povestit, da, aici era parte din omul. Era vedeți parte cu câtă din... patimă și pasiune vorbesc, pentru că e dureros uneori. Hai să ne uităm în spate, adică să vă uitați. Ca și stai că mai spun una, că am vorbit și apoi închidem subiectul, ca să nu înțelegeți de ce încerc să dau exemple. Tot la fel, că știe lumea că mai iau și pușca în spate și e din meserimea și fac criminalii care omoară. Oameni buni.
ciobanul, proprietarul de oi sau crescătorul de vite e criminal, el are un șeptel, îl înmulțește, un surplus, are grijă ca să nu scadă, să meargă în jos, ci din potrivă, din surplusul ăla sacrifică, vinde, taie și din ce face? O parte se întoarce la turmă că le dă de mâncare, așa, așa era și cu urșii, ca să dau exemplu cel mai simplu. Erau locuri speciale, de pe vremea lui Ceaușescu, că tot mai filmează unii vânau urși, cu puncte de hrănire unde mâncau 10, 20, 5 din zonă, aduna urși acolo. Și trăgeau un foc 2 sau 3 pe an, pușca 2, 3 în zona aia, că nu mai venea o perioadă. Dar ăia stăteau acolo, aveau hrană acolo, din banii ăia pe care îi făcea, că vreau să puște ursul din Germania, foarte bine, vin aici, doarme aici, mănâncă aici, bagă benzină aici, cheltuiește aici. Plus că mai plătește. Și din banii aia cumpărai hrană și țineai acolo. Acum nu mai face lucrul ăsta nimeni, că nu duce nimeni de acasă bani, nici ministerul nu dă să le pună hrană în pădure. Și atunci, evident, animalul, pe lângă că se mulțește foarte mult și a depășit cât poate să suporte o pădure, ca să vorbesc în termeni simpli, o ia prin sat. Se duce, până la urmă e logic, se duce la tomberon unde găsește cel mai ușor. Ce era așa greu de înțeles pentru cine vrea să înțeleagă? Și atacă. Poate deveni violent. Deci ăla de pluș ăla de pluș e drăguț și la televizor când se scarpin așa de un copăcel. Ia să te întâlnești un pădure, că noi știm tot cel mai periculos era să te întâlnești cu ursoaica cu pui, pentru că uneori mama, altfel animalul fuge de om în general, dar de multe ori ea crede că e ataci și te atacă și ea. Și are instinctul de a... Noi am mai urcat pe sus în copac. Ați avut o astfel de întâmplare? Sigur, dar de obicei cel mai bine este când îl vezi de la distanță să faci gălăgie și nu de aproape, că atunci îl surprinzi și crede că ești să sar pe el sau pe ursulețul cel mic. Cu ursul e chiar o problemă față de mistreț sau alții, că îl urcă și el după tine. Deci nu e... Mă rog, facem 3 emisiuni, trebuie să mai duceți sucul de ăsta. Hai să ne uităm un pic, sau să vă uitați un pic în spatele dumneavoastră. Care au fost... Pentru că în spate e decorul. Nu ați ascultat doar. Care au fost cele mai importante borne din viața lui Călin Bibard? Și aici mă refer la momente și la oameni. Da. Foarte mult m-am... Eu acum fac analize cu mintea de acum, știți, privind retrospectiv, că atunci nu realizam. Păi. Foarte mult îmi dau seama că m-a marcat cei 7 ani de acasă. Pe mine m-au crescut bunicii până am mers la școală. Părinții m-au lăsat în grijă bunici, veneau și părinții, evident, dar eram în altă localitate, eram mai liber, cu gașca, cu copiii, cu strada, cu toate. Și după aceea... În Târnova, nu? Nu, părinții stăteau în Târnova, eram la bunicii mamei la Cermei. Aha. Și apoi toate vacanțele le continuam, mai ales vacanța mare. Și... Aia a fost farmecul copilăriei, dar îmi dau seama, deși bunicul era foarte, nu era cu școală mult, era cu 7 clase, dar foarte autodidact, avea și cărți în casă, citea, dar îmi dau seama, și am mai povestit asta, educația pe care mi-o dădea fiind copil. El repeta cu mine Tatăl nostru și îngerașul meu, că nu știam citi. El m-a învățat strofe din imnul național, care era atunci, a 3 culori cunosc pe lume. Mare. El mă lua de mână când, înainte de 23 august câteva zile și luam steagul care era ținut într-o anexă, într-o cămară acolo pe coridor, îl ștergeam de praf, puneam scara și puneam steagul pe casă. Nu realizeam eu atunci. Dar astea fac parte din educația unui copil. Tot el veneau, acum nu mai am voie să le spun, anumite etnii, cu colinda, cu cerșitul, cu nu știu ce, aveam o grad oarecare, el și el mi-a spus și eu zic, uite, zice, dacă ne tăiem în deget și de la noi curge același sânge roșu și de la el. Și ei sunt oameni. Deci îmi dădea exemple. Trăgeam cu arcul prin copaci, na, ca și copilul. O luat o mică sulă cu arc și nu m-am pus stare. Uite, zice, te doare? Da, zice, și pe el îl doare. Da. Și ea e o ființă, chiar dacă nu se mișcă. Pentru că normal că le stricam, nu, prunul sau ce mai vreau, dai seama să stric prunul, na, asta era sacrilegiu. Dar nu conta. Ideea în sine, cu exemple simple pentru un copil, de la un om simplu, dar ancorat în realitățile vieții, cred că m-a ajutat foarte mult ca să iau așa o bărnă. Acolo a fost și apropierea de natură. Bun, era și meseria tatălui meu, mergeam cu el, eu tot inginer silvic a fost și n-am avut o problemă, dar nu de natură, eu spun altceva și o să se supere unii pe mine.
de lumea reală. Să știți că pe măsură ce ne-am depărtat ca ființe umane și ne-am tot dezvoltat și mai ales ne ducem spre mari orașe și ne urcăm în blocuri și stăm cu capul nori, ne rupem un pic de viața aia reală. Doamne ferește! Păi, am trăit cu lampa, cu nici cu petrol nu mai era, că nu se găsea, cu motorină și puneai sare să n-afume. Și când am mai pus la câte o baterie, ăsta, explic acum cuiva, să rămâi fără curent electric. Se pare, păi și făceam, mie. Făceam lecțiile doar așa. Da, sau la lumânar, mai erau... Nu știu cum îi ziceau alea care mergeau mai bine, mă rog, îmi scap acum. Și erau lanternele acelea de Elba, pătrate. Da, și pătrate, aveau și de-aia de o legajă. Aveam un suport, puneau lanternele. Da, și au chinezești, bateriile curgeau și nu ținau. Exact. Da. Vedeți, improvizam, ne descurcam. Mulți ar rămâne bușbeci acum dacă se întâmplă așa ceva, că nu știe de unde s-o apuce. Nu e vina lor, eu nu vreau să spun, dar nu ne ducem tocmai bine ca societate globalizată, că nu ne mai ancorăm și în realități. Ăsta a fost, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, un reper foarte important, apoi, evident, și perioada de școală generală și ăsta, dar unul foarte important pe care l-am simțit a fost când am venit la Slavici, clasa 9, liceu. Și foarte important mi s-a părut, și cel mai groaznic examen din viața mea, mie mi s-a părut treapta a doua atunci. Da, poate pentru miză, pentru că eram acolo, eram cu colegii, rămâneam mai puțin din cât eram, doream să continui. Nu știu, pentru că atunci bacalaureatul nu era ceva ăsta și după aceea era intrarea la facultate, la fel examen greu. Eu cred că atunci erau lucrurile normale, sincer. Pentru că pentru cei care nu știu, chiar în anii aia când m-am apropiat eu de așa ceva, pentru că înainte să totul era numai pe examen, pe subiecte scrise, nu pe povești și pe interpretări, se făceau subiectele la inspectoratele școlare județene. S-a strâns șurubul și se făceau la București, la minister și veneau un plic în dimineața aceea. Nici măcar, pentru cei care mai știu ce însemna primul secretar, nici primul secretar al județului nu mai avea acces la ele ca să-și favorizeze copilul sau nepotul sau nu știu ce. Deci era pe bune, pe bune și mi-aș dori să se revină la așa ceva, de urgență. Și al doilea lucru important de atunci erau, față de ce nu este bine acum, că nu avem numai lucruri bune, era faptul că marea majoritate copii care poate nu aveau așa posibilități materiale aveau acces să facă școala și să meargă înainte. Și de acolo au ieșit. Inclusiv tatăl meu, el a provenit într-o familie cu mulți copii, necăjiți, dacă nu erau să aibă bursă, să poată, atenție, nu să ai bursă, eu am calculat cu el că și eu aveam bursă în facultate, cu bursa din perioada lui, dar nu puteai să calculezi leu la leu, că erau inflațiile și altele. Și el mi-a spus, hai să vedem, tu ce plătești din bursa ta? Păi eu din bursă îmi plătesc cazarea și cantina la prânz. A, păi eu din bursa mea plăteam cazarea, cele 3 mese pe zi și mai rămânea de nu știu câte beri. Deci aveai toată, aproape rezolvată toată viața de existența studentului. Cazare, 3 mese și îți mai rămâneau ceva bani de buzunar, că luai bere, că mai mergeai la film. Povestea asta e foarte importantă cu educația și spun de ce. Să mergi azi la o facultate e foarte simplu. Da, atunci nu era. Și te mai lua și în armată. Și dacă nu era mai bine așa. Ba da, aia spun, ar trebui să revenim. Iar nu, subiectul nostru, învățământul, mie și astea mi se par duse la extrem acum, nu mai are voie profesorul nici să se răstească la copil. Erau și la noi unii care exagerau, dar vai de mine, și uite că stau bine cu perciunii și nu s-a întâmplat nimic și cu pălmile. Da. Și o mai luam și acasă dacă, sau dacă mă închidea la școală, că mai prindeam și pedeapsă de aia, de ce n-ai venit? Păi m-a închis tovarășa, că așa era atunci, că am fost, acum se întâmplă pe dos, merge părintele supărat și le ia la rost pe dascăl, cum o îndrăznit să supere copilașul. Păi oameni buni atunci, spre ce aveam un dascăl de limba română, profesorul Mada Mihai, avea un băț în diplomat, vopsit în culorile statului, tricolor, uh-huh, cu care dacă făceam prostii sau nu eram atenți, punea în timp de palmă. Și 10. Dar bun, nu vrem... Eram amorțit, abia scriam. Se umflau. Bun, acum nu vrem să exagerăm, nu vrem să înțelegem că n-am suntem nebuni. Nimic. Dar mi se par că unele lucruri... Doamne, atâta discuție. Păi eram 3-6. Atâția eram noi în clasă, în liceu. Și aveam loc în sală. Acum trebuie să fie de 20 și ceva.
mai gata dărâmăm pereți în școli ca să trebuie confort. Oameni, bine, a fost și povestea cu pandemia, distanțarea. Bun, dar nu, că a trecut, dar acum normele sunt altele. Da, nu spune nimeni că nu trebuie să evoluăm, dar nici să sărim în niște extreme, adică să ne ducem cu resursele, cum la vreo vorbești de resurse pe care le investești într-un domeniu, numai spre așa ceva și nu te mai duci spre resursa umană, spre dascăl bine pregătiți, spre dotări, de ce ai nevoie. Dom'le, generații întregi au învățat fără să aibă, nu că ne dorim așa ceva, dau exemplu extrem, cu Buddha în fundul curții la școală. Da. Și la un moment dat erau separate fetele de fete, băi, și era un bidon așa pe perete în care se punea apă, că nu era rețea, și se pun și ne învăța să stă. Dacă e cazul, nu ne ducem spre aia, să evoluăm, dar nici să sărim acum, punem aer condiționat azi, mâine și în toaletă. Băi da, că dacă faci tot sistemul, n-are. Haideți să trecem la albumul nostru de fotografii, care va fi foarte important pentru cei care se uită la noi. Cred că în premieră, nu? Sau? Nu știu dacă unele nu s-au mai făcut, dar unele sigur sunt în premieră. Așa. Telespectatorii o să vadă aceste poze pe micul ecran. Noi le comentăm de aici. Da. Cine n-a avut poză cu ursul, cu iepurile și eu? Mai aveam câteva cu astea. Spune-ne despre ele. Poze din copilărie, da, asta câți aici ani? Păi, vă puteți da seama, asta în brațe la doamna, asta sunt eu, am ales-o pe asta pentru că era exact cu gașca de acolo, de la mine, de pe stradă, de ce vă povesteam, asta că vă zi la mine. Și eram la o vecină peste drum, dar asta era în vizită la ei, era pentru noi, era ceva wow atunci, că nu era din România, mi se pare că era din Olanda venită pentru anii ăia, se părea. Și eram cu toată, uite, vedeți, toată trupa aici. Aici, nu știu, eram undeva, părinții, la Sovata, uite. Dacă mă întreba cineva dacă am fost la Sovata, poate că ziceam că nu mai țin aminte, dar am găsit fotografia și eram pe acolo. Aici aveați 7-8? Cam așa, da. 7, da. Spre școală deja. Uite, tot așa, ăsta mic sunt eu aici. Cel mai mic. Aici, în curtea bunicilor? Da, da, da. La Cermei? Da, de câte ori am dat cu ce găseam pe jos în poartă, supărat că pleacă părinții și nu mă iau cu ei uneori și atunci mă răzbunam. Nu dăzneam eu să arunc după mașină. Tata era pădurar, nu? Sau inginer, ce silvic, inginer silvic. Mama? Asistentă de farmacie. Asistentă de farmacie. Dar așa, așa au primit post acolo, în Târnova s-au cunoscut și au rămas și acolo. Și în Târnova era și la farmacie. Da, da, da. Mama dumneavoastră, da, știu. Mergeam la acea farmacie mai există astăzi? Da, da, da. Este în aceeași locație, da. Serios? Da. Interesant. Da. Ținea aici? Era un sistem regional, conducerea la Timișoara atunci. Atunci era regional. Rare erau farmaciile în județ. Nu erau foarte rare, că era obligatoriu atunci. În sistemul ăla centralizat era mai ușor. Era obligatoriu. Sigur, fiecare comună să aibă farmacie, să aibă dispensar. Și medicii primeai repartiții acolo. Astea se uită când unii spun ce bine a fost acolo. Uite că nu puteai să intri în Arad, că era oraș închis, și altele, că primeai acolo și trebuia să stai cu ani undeva. Și pentru profesori la fel. Da, poate despre asta discutăm cu altă ocazie. Aici tot la Cermei? Nu mai știu unde este. Nu, era cred... ziua dumneavoastră, că erați foarte bine... Nu, cred că nu, mergeam la școală, era ceva, duceam floare doamnei, era ceva legat de... Învățământ erau atunci. Da, acum nu ca să mă laud, am pus-o asta, ci ca să... 1979-80? Da, eram clasa 1, clasa 2, eu din 71 sunt născut, deci aveam 8 ani și m-am dus la... 7 ani la școală. Era acel sistem atunci, pentru cei care am trăit pe lângă asta cu pionierii, cu alea, în care încercau să creeze competiție între elevi și era banca fruntașilor, era în prima benefică bancă până ca să te în fiecare, mai știu, săptămână sau lună, cei care aveau cele mai bune note erau puși în față, ca să creeze o emulație între, și competiție între noi, tocmai spre învățătură. Aici? Aici suntem în liceu, sunt cu două foste colege de ale mele. În parcul din spate? Nu, suntem la Timișoara. Ne-au dus atunci cu școala să vizităm universitățile timișorene, erau cele mai apropiate, evident, pentru pasul care ar fi urmat. Uite, cea din stânga mea e profesoară, nu-i dau numele. Adriana. Mai și țineți Anca. Legătura cu ele? Ne mai întâlnim. Și Anca e foarte bună contabilă. Mergem mai departe. Mergem. Asta era prima țigară?
Nu știu dacă era prima sau ultima, eu n-am fumat și nu fumez și atunci pufăiam, n-am tras niciodată în piept. Și eram în anii ăia... la o reuniune, că așa se numeau atunci, nu? Sau cum se numeau? Nu, mai știu, la chiefuri, le ziceam. Nu le spuneam reuniuni tovărășești. Eram la vârsta aia în care păream mai maturi și mai altfel dacă aveam și țigară. Și mă bucur că m-a ferit Dumnezeu să trag în piept, să înceapă organismul să ceară. Și după clasa am mers la facultate, n-am mai fost curios. Asta este, da, este de undeva de la un chef, de la noi, de la Slavici. Uite, nu o să se supere pe mine. Cel care îl vedeți aici la mijloc, da. Florin, este rectorul de la Politehnică din Timișoara acum. Ăsta sunt eu, Gabi, director la Romtelecom, colegul meu de bancă. Corina, chimistă deosebită, e la mai multe sute mii de kilometri acum. Olimpică națională și internațională. La chimie? Da, da, foarte bună. Asta am luat-o că era de final de clasa 12, când încă mai am prins cu tablouri. Poza de pe tablou de absolvire. Da, da. Era o chestie foarte frumoasă, foarte, nu știu de ce s-a pierdut. S-a renunțat complet la ea. Nu știu, deși și era cam numai în partea asta de țară. Dincolo de Carpați, da? Nu era. Nu. Acum în loc să... Se puneau prin vitrine, da, trecea lumea. Da, trebuia să-ți găsești unde, cine îți primește în vitrină, da, ce, da, da. Ce concept faci pe el. În acel sistem centralist și uneori absurd, trebuia să iei aprobare de la inspectoratul școlar cu textul pe care îl scrieai. Că totdeauna aveam ba ceva versuri, ba un citat, nu puteai să scrii orice. Să nu fie ceva deranjant. Cumva, probabil. Și mergeam totdeauna cu vreo două, trei variante și nicicare din ele ni se aprobă. Da. Cămin, facultate, anul întâi? Nu, suntem tot cu colegi din liceu, dar cred că deja terminasem liceu, eram fiecare la facultate și eram pe la mare, pe undeva. Carmen și-a dat cu ciocolată pe dinți. Uite, asta sintetizează foarte bine comunitatea noastră din Arad și ce nu înțeleg mulți din alte zone ale țării, mai ales dincolo de Carpați. El era, este, neamț, ea e unguroaică, noi români, n-am avut niciodată nicio problemă, nici nu conștientizam, nimeni ducea, toți eram arădeni, toți ne simțeam bine, deci culmea ea e căsătorită în Iași acum, s-am dus la facultate acolo și a rămas. Da, și nici nu, sper nici să nu ajungem să avem o problemă. Cimitirul Vesel? Da, la Săpânța eram deja student, eram în anul 3, cred, și eram în practică, ambele sunt din practică, ne-au asta... Eram eu tractorist, da? Eram acolo la o pepinieră și mi-am făcut poză pe tractor. Atunci am vizitat și Săpânța cu ocazia aia. Fusesem în Maramureș, ne-au primit cei de acolo. Uite că toate, din păcate, pe toate televizoarele. Director atunci, nu la Săpânța, ci la direcția silvică, era tata lui Cherecheș. Nu o să-l ierte că a murit tatălui. Un om deosebit. Da. L-am cunoscut. Aici erați în practică? Tot în practică, dar nu în aceeași, în altă zonă, la o pepiniere, unde erau utilaje. Că... Mai avem poze? Da, astea am pus-o că sunt din camera de cămin. Ambele? Da, le-am pus ambele pentru că vedeți cam ce... Ne făceam de mâncare seara acolo, ne mai și încălzeam. Aveam cu scandal, că tot aveam bolțari din ăștia albi în care sculptam și puneam rezistența. Da. Bun, zburau siguranțele când puneam tot căminul. Și era o modă atunci cu acel bolțar cu... Da, da, da. Camera era destul de mică, dar totuși stăteam bine că eram doi. Asta era ușa, era așa lungă, un dulap era aici, lângă ușă, o chiuvetă în partea. Asta e coada unui fazan ce aveam pe perete împăiată, să știți. Un pat era în dreapta, un pat era în stânga, chiuveta și o masă. Uite, vedeți, aici era patul, unde... desfac eu și deasupra patului aveam un raft în care aveam cărțile. Aveam pe pereți, ne cumpăram postere de la... Veneau ruși și atunci, sau moldoveni, de unde erau, mă rog, din spațiul ex-sovietic și cumpăram de la ei foarte ieftine, dar aveam de lucru să lipim cu aracet, cu alea. Da, n-aveam baie, era în capătul coridorului, era horrible. Schimba atunci complet camera. Am dus să vedeți că am făcut și armata. Ăsta e, din păcate, e un moment actual. Bun, acum noi eram în camera noastră, eram teriști. Cât ați făcut armata? 6 luni. 6 luni, că cei care erau la facultăți făceau jumătate, nu? Da, nu. Cine ține minte, au fost două în România.
până după Revoluție, înainte se făceau 9 luni teriștii, înainte intrai la facultate, dar nu mergeai, te lua în armată, făceai 9 luni. După aceea s-a schimbat, s-a revenit și mai fusese și pe vremuri, la terminarea facultății, deci am terminat în iunie facultatea, am mai stat în vară acasă, în octombrie te încorpora și stăteai 6 luni până în martie celălalt an în armată. Dar na, deja prinsese, avea plusuri și minusuri față de cea inițială. Gândiți-vă că eu am mers și la servici din iunie după ce am terminat facultatea, m-am angajat. Pardon, să știți că trecerea n-a fost chiar așa simplă, de la să trăiesc domn inginer la băi... Da. Știți? Plus că interacționai cu oameni care aveau un anumit nivel, fără supărare, mult inferior. Asta nou. Era cel mai deranjant. Pentru unii dintre noi. Ba, așa acolo, dublă măsură, inclusiv a mea, deci aveam ofițeri și oameni inteligenți acolo. Este vorba acolo. De prostului putere ca da, să vezi. Da, unii mi-au explicat când am ajuns acolo, mai băieți, nu vă spărați, știm că voi sunteți deja ingineri, profesori, ce mai eram pe acolo, dar asta e armata, ceea ce trebuie să măturați, aici trebuie să tăiați nu știu ce. Dar când au avut ei să-și pregătească, că aveau tot felul de documente tactice, mă rog, cu hărți, cu scris, cu alea, veneau la noi că, na, și ei se duceau după masă acasă, dar pe a doua zi să fie gata. Mă, băieți, voi sunteți oameni cu școală și ăsta, mă, deamă, ia faceți voi până mâine astea. Păi stai, mă, nene, că ieri mi-ai zis că nu mai contează școala mea, că trebuie să fiu aici la mătura. Dacă n-am măturat la frunze, că tot așa, se orientau, bă, și voi sunteți mai serioși, hai. Voi aveți sectorul ăsta aici unde vine comandantul dimineața de primește onorul. Și păi erau niște plop, măturam, păi când ajungeam la capăt, iar erau jos frunzele. Altul, un comandant de baterie, meu să-l ierte, cum a zis, atâta înțelegea omul. S-a uitat el și a zis, a, tu ești inginer silvic. Da, zic, na, uite tu cheile astea de la birou, avea un birou așa mic acolo, lângă dormitoarele noastre. Zice, tu să uzi florile și să ai grijă de ele, tu trebuie să te pricepi la flori, nu? Sigur, domnul colonel, dați cheile aici. Unde ați făcut? La ce armă ați făcut? Eu le-am... Final sunt aperist, aruncătoare de proiectile active. Dar am început ca rachetiști la unitatea din Ineu, cea peste linii, spre Șicula. Am fost cei care ne-am pupat cu rachetele, erau alea rusești, de... aveam România la Tecuci și la Ineu. Dar le-am pupat, ne-am făcut tai-tai, le-am urcat pe tren în gară și s-au dus la Constanța. De acolo bănuiesc în ce direcție au luat-o. Așa, după care unitatea de lângă gară, care era de artilerie, a fuzionat, s-a mutat acolo în la cea de rachete și atunci am fost artilerist, în final aveam astea, catiușele pentru cei care știu. Bine cunoscute, da? Da, nu, era, n-a fost greu, mai ales că fiind deja teriști. Bine, erați în județ totuși. Da, nu, față de ani în care, nu, eram aproape de, aveam o mătușă, stătea lângă unitatea militară, mergeam la ea și era și regulă, de aia spun că se relaxaseră mult treburile, noi fiind teriști, weekendul ne lăsa să mergem acasă. Oho. Deci vineri după masa, plecam și ne întorceam luni dimineața. Anul în care ați făcut armata, 89? Nu, 90. Nu, 90 am terminat liceul, m-am dus la facultatea. A, după 90? Am făcut armata 96-97, cred că 96 toamna și m-am eliberat în 97. Da. Da, deci am prins vremuri, până atunci erau cu 9 luni înainte, eu am prins 6 luni. Ăsta era celebrul PM, nu? Pistol mitralier. Da, ăsta, Kalashnikov-ul. Kalashnikov, păi da, asta aveam noi atunci. Da, bă, trebuia să... Aveam rastelul cu ele acolo, le păzeam. Unul era de servici, să aibă grijă de arme, aveam cheile și ăsta, dar te lega de glie, erai acolo. Și mă zic, iară, tot nu, tot mie îmi dădea și mai la un colegă, zic, dracu, mai scăpăm de asta. Bun, era unitate, se putea întâmpla. Într-o vreme le-am lăsat deschise, nu le-am mai închis. Da, am lăsat, bă, fiind cu unul pe acolo ce răspundea, nu, bă, rastelul de arme deschis, eu, noi prin cameră pe acolo. Venit. Zic, bă, dracu, cine să le ia, zic, că suntem unitate. Dă cheile aici, gata, m-o scos din sarcina asta. La fel ne-am dus odată pe acolo prin curte cu un subofițer și era ceva meci de fotbal la televizor și ne-l țineau pe acolo un fel de instrucție, pierdere de vreme, cum se făcea, tot așa cu puștile prin spate și el a vrut să meargă la meci să se uite și pe noi să nu ne lase, știi? Și zice, mă băieți, voi rămâneți aici, ai grijă de ei, zice, și eu mă întorc și eu ăsta. A, păi zic, stăm un pic, zic, era adunat niște grămezi de frunze. Zic, tare, drag, zic, băgăm arme, puștile aici sub frunzele astea, zic, sărim gardul, merem și noi suntem în oraș și venim pe seară, le luăm și
le predăm și totul e în regulă. Când au auzit, nu mai, gata, s-o sta și el. N-au zis că așa, dacă tu ești prost, în loc să zici, hai toți mergem și ne uităm la meci, eram bucuroși toți. Stai, colegul meu de bancă era și el în armată, el a fost atunci, nu mai știu unde, acum, Piatra Neamț sau undeva, știu că am mers la el. Și eram în oraș, le-am mâncat. Aici? Asta deja eram inginer la început, chiar aici, lângă aeroport, unde este pădurea Ceala. Și eram cu Bix. Aici intrăm într-o altă zonă, Bix, pentru că știu că iubiți câine, foarte mult câinele animalele. Meu de vânătoare de atunci, brac german cu păr sârmos, l-am crescut de mic, mai aveam câteva fotografii, vedeți că era curtea deschisă aici, se circula, se mergea spre pădure și acum e la fel. Într-o vreme a fost mai frig, nu știu, am crezut să nu fie frig la câine sau orăcit, i-am pus am îmbrăcat cu un tricou. Era, îmi pare rău că n-am dus poza, era câinele cu tricou acolo, se ducea prin curte. Opreau mașinile, uite cățelul cu tricou, era simpatic cățelul. Dar uite, o chestie așa mi-a rămas, am stat acolo câțiva ani, el deja devenise șeful zonei pe acolo, oricât am mai înălțat, că aveam un gard aici, nu foarte înalt de plasă, se cățăra pe el și îl sărea, când simțea cățele în călduri, aici peste drum, asta nu este clădirea, e în spate adăpostul de câini, era și atunci, știu, pe stânga. Da. Și după aceea m-am mutat în oraș, aici în cartier, lângă Kaufland, încă era terenul de sport vechi, am făcut o căsuță acolo și pe Bixi l-am dus cu noi, evident, dar el era deja mare, câine matur și l-am dus în portbagaj la Dacie și ăsta și era cu minte, deci el când deschideam poarta și veneam cu mașina să o bag în curte, ieșa, dar nu fugea, ieșa câțiva metri în stradă, se uita, intra înapoi, n-aveam nicio problemă și într-un an, seara, întuneric, venisem din pădure, obosit, ăsta, nu mi-am dat seama, l-am închis afară. Și am realizat a doua zi dimineața, că nu-i câinele. Aole, atunci am rebăzit, să l-am închis, am început, am umblat prin oraș. Și câine. A dispărut? Nu, stați să vedeți, nu-i câinele, nu-i câinele. Îl sun pe un băiat de-a meu care era acolo unde lucram lângă ocol și zic, te rog frumos, du-te și mâine și poi mâine la băieții peste drum de la adăpostul de câini, că tu-l știi pe câine și dacă cumva l-au găsit în oraș, l-au prins și l-au dus, să mă anunț, să merg să-l iau, Doamne ferește, na. Și mă sună a doua zi, zice, șeful, cum zicea el, ce-am fost, nu-i Bixi, nu-i la ăștia, zice, dar stați liniștit, e la dumneavoastră în curte. Deci câinele săracu, închizându-l afară, a luat-o, dar nu-mi dau seama, adică specialiștii, dacă știu, pentru că el n-a venit niciodată pe jos, a venit în mașină, pe străzi. Exact, la aia mă și gândeam. Cum a ajuns? Cum? Pe miros? Nu știu. A venit, a sărit gardul, că v-am spus că el se cățăra pe gardul de sârmă și în curte aveam o volieră cu cușca lui. Volieră, că am lăsat-o acolo, aici am făcut alta. Volieră că nu era închisă. El era în cușcă. Era, s-a dus. Cățelul ce-a știut, s-a dus la el acasă, el acolo a crescut, acolo se simțea. Aici eram cu noi, era în vacanță cu noi aici unde stăteam acum, nu? Dacă a rămas afară, s-a luat și s-a dus și zis, bă, m-au abandonat, ia să mă duc eu la căsuța mea. Și acum, aveți și acum câine? Acum mi-au murit ultimii doi care am avut. Un cocker, foarte, da, o să, nu știu, da. Să vă... Deci n-au țerut Pitic, care era așa, cățeluș, a avut 16 ani, au probleme, am mers cu ea la București, am operat-o, na, tot ce s-a putut uman. Și mai ales soția mea a suferit foarte mult după ea, că era ca un copil, era cu noi în casă. Iar cocherul, mă așteptam să trăiască mai mult, el era cel din curte. Cât a trăit? 10 ani? 10 ani a avut, 9 ani și ceva, spre 10, i-am dat să mănânce, că îi dădeam mai ales seara. Și acum îi dădeam, nu pastile, îi dădeam din conservă carne din asta preparată, fiartă. Și l-am găsit dimineața în cușcă, mort și jumate din mâncare mâncată. Deci ori a făcut infart, ori un AVC, ori ceva. A simțit el că ceva nu-i în ordine, a intrat în cușcă. Și te afectează. Doar cine nu înțelege. E cumplit. Mai ales că am citit un citat și mi-a plăcut foarte mult, că noi trebuie să conștientizăm că el, animalul, câinele, pisica, ce o fi, e o parte din viața noastră, pentru că el trăiește mai puțin decât noi, în schimb noi suntem totul din viața lui. Mare atenție! Da. Între oameni și animale, pentru că știu că sunteți mare iubitor de animale, în cine aveți mai multă încredere? Hai să nu spunem urs, că știu că în urs n-aveți cum. Dar între oameni și câini, hai să o luăm. Acum aș... Asta e întrebare.
în omul cu câine, nu? Evident că în câinele meu, pentru că îl cresc și îl cunosc și cu bune și cu rele. Na, știți, din bucata mea de pâine am hrănit un om. Ești un celebru câine, nu? Cântec. Viața dovedește că de multe ori ființa umană pe scara evoluției lui Darwin, dacă ne gândim acolo, da. Nu e. Și, din păcate, nu are nicio legătură de multe ori cu educația, ci cu ceea ce vă spuneam la început, cu cei 7 ani de acasă, poate cu bunicii, cu părinții, și cu gena, evident. Cum a zis, țucurul, nu? aproape că s-a dus. Domnule Bibarț, avem un oraș. Arad se numește. Nu. Sunteți primarul... Orașul ne are pe noi. Da, orașul ne are pe noi. Da. Nu, dar știi, și noi avem și noi trebuie oraș. Să știi, deci am stat un pic și ăsta, să nu greșesc. E bine să gândim că este orașul nu, nostru. Nu, pentru că tot spun un lucru, și tot așa, cu bătaie lungă dincolo de Carpați, că tot am sărbătorit 105 ani și noi toți suntem cu sărbători. Ok. Cu toții, și am spus lucrul acesta, de la Arad la Constanța, de la Constanța la Craiova, la Baia Mare, am spus și Chișinău și Cernăuți, în toate părțile din țara asta, ne-am dorit o țară cu o capitală. Țară mare, frumoasă. Dar nu ne-am dorit ce avem acum, o capitală care are la dispoziție o țară. E totuși o diferență. Și asta o puteți vedea cu ochiul liber. Și se va răzbuna istoria pe noi. Eu tot spun lucrul ăsta și, Doamne, dă să mă înșel, nu mai fi noi. Așa cum astăzi... Credeți că nu o să mai fim noi? Biologic. Doar aici am dubii. Biologic. Când se poate întâmpla... De ce spun asta? Pentru că noi, la scara istoriei, vârsta noastră e nesemnificativă. Și uitați aici când vorbim de zona noastră a Aradului. Bătălia de la Mohace, alea, 250 de ani au fost turcii pe aici, cu moschee, cu pașalâc într-o parte... Mai ați auzit ceva? S-a șters aproape că nu există. Și atunci venim noi și dăm cu cărămida în piept de 100 toate de ani. Toate imperiile au avut un deci moment trebuie de să fim. Bun, dar au mai rămas și de pereș. Au fost romani, a rămas Italia, a fost Austro-Ungar, dar este Ungaria, Austria, cât este. De-aia trebuie să avem și noi foarte mare grijă. Să ce clădim, să clădim corect. Chiar și dacă... oamenii să se uite cu drag către lumina de la sigur, București. Sigur, altfel o să avem tot timpul, crește sentimentul de frustrare, de supărare. Acum, nu suntem nebuni dintr-o țară totuși mare și medie importantă să faci 3 țări, am nebunit. Dar tot am mai dat exemplul ăsta. Nu mai e cazul să fim hipercentralizați. Toți vorbesc, și care e de altă emisiune, mâncăm tățucurul, toate reformele vin să ne explice cum să le facem din administrația locală de jos în sus. Bă, oameni buni, ați vrea să mai începeți și de acolo? Dau 2 exemple ca să fiu înțeles. Nu știu cât știu, dar în administrația locală, nu sunt eu fanul sau avocatul acum funcționarilor să stau, dar de bine de rău există normativ de personal. Pe UAT-uri, adică pe primării, maxim cât poți să ai voie să ai angajați. Bă, poți să-l discutăm, să-l mai scădem, are loc de discuție. Băi, dar în agenții și în ministere nu există niciun normativ. Păi n-ați vrea să facem și acolo un normativ? Asta una, iar ca semnal de stat că toate orașele, să spunem, importante, sau toate regiunile sunt importante din România, hai ca unele instituții ale statului român, simbolic, să nu le mai ținem în București. Pentru că ele reunesc oameni și specialiști din toată țara. Și dau 2 exemple care le-am tot dat. Curtea Constituțională. De ce trebuie să fie cu sediu în București și nu poate fi într-un mare centru universitar? Iași, de exemplu. Exact la Iași mă gândeam și eu, da. Cu tradiție, în drept, cu alea. Dom'le, și așa-i duci și din Arad și din Curtea de Conturi, care are structuri pe aia în teritoriu, altceva. Sediu central, numai în București. Dar de ce nu poate fi la Cluj? De ce nu poate? Trebuie să dăm alte exemple. Eu mai știu, mai putem găsi unele agenții, dacă e cazul. Da, uite, la asta niciodată nu m-am gândit și n-am auzit pe cineva și dai vorbind în zona asta. Un semnal în țara asta că nu totul se face acolo. Așa a apărut și mitul că dacă nu ești la București, de acolo răsare soarele. Da, ăsta este un mit nefavorabil pentru cei, sigur, doi la mână, din provincie. Da, și doi la mână, sunt oameni foarte valoroși pe aici,
care nu se duc acolo, din diferit, nu că n-ar vrea sau nu ar vrea să se afirme. Și atunci ei nu ajung în filtru. Niciodată. Și când alege, și am văzut și eu și când a fost la București, s-a uitat în jurul acolo un pic. Dacă ai la Cluj, ce? Bă, dacă ar fi la Timișoara ceva, fac naveta la Timișoara, până la București, bă, lasă-mă în pace, bă, de ale mele pe aici, copiii, familia, socrii, părinții. Da, e o altfel de abordare. Deci eu poate greșesc să fiu combătut, dar eu cred că este corect să echilibrăm un pic țara asta. Proiectul cel mai important pentru Arad, care ar fi? Bun, ele pot fi fiecare cu argumentele sale. Dar cred că și valoric și de importanță, doar dacă ne gândim cât s-a consumat de-a lungul anilor și se consume, e sistemul centralizat de încălzire. Pe de o parte, pentru că confortul oamenilor încet performant, dar numai el, și rețelele, că altfel produci totuși ok la un preț rezonabil și pierzi pe drum. Asta ar fi unul, și deși nu e treaba primăriei, că nu este la noi, și o mai spun de tot audă, nici cum se zice, spitalul municipal nu mai este, că totul e într-un conglomerat mare numit Spital Județean, al Consiliului Județean, cred că oamenii au nevoie de un sistem sanitar mai bine pus la punct, deci un spital modern, de aici e o discuție. Asta, două sunt cu greutate, deci am vorbit, și valoric și ca importanță în comunitate. Am aflat cum arată România lui Călin Bibarț, când ați vorbit și de instituții și de... Parțial. Însă, oprim timpul, facem o, să-i spunem, magie, deși cred că numai Dumnezeu poate face asta. Minuni. Nici magii putem să încercăm și noi, cu magii. Dacă Dumnezeu v-ar spune într-o zi, în ce perioadă ai vrea să te întorci, Călin Bibarț, care ar fi răspunsul dumneavoastră? Bun, o să vedeți cu orice ființă umană, probabil știți, aveam eu un pădurar care îmi spunea că cel mai bine a fost pe vremea lui Stalin. Și ziceam, ești nebun, aveam 20 de ani, știi? Nu știu, eu am așa, bun, dar nu România aceea, că eram totuși în comunist. Cred că mi-ar fi plăcut... Perioada din proximitatea. Da, mie mi-ar fi plăcut să fiu în putere, deci în cum e un om, 30 ceva de ani spre 50 ceva, fie în perioada interbelică, vorbesc ca dezvoltarea omenirii, dar nu la războaie, fie în anii ăia, mi se par frumoși, după 60, după ce s-a redresat omenirea după război, 65, să vedeți și România, și chiar și în comunism, anii 70-80, da, era puțin altceva. Deci acolo parcă m-aș regăsi mai bine. Farmecul acelor ani, nu erau toate ceea ce tot spun eu, lucrurile astea unele duse la absurd, adică oamenii erau totuși mai ancorați în realitățile. Asta nu... Mulțumesc mult pentru trecerea pe la noi. Am lăsat o urmă, cerere? O urmă în amintirea trecerii pe aici, la pe la noi. Vă doresc succes și multă sănătate. Hai să citesc ce am primit, scuzați. Mulțumim pentru prezență, participare, audiență. Aha, perfect. Și dacă mai vin, primesc de fiecare dată? Nu, o singură dată. O singură dată se primește. Da. Am înțeles. Politică, vorbe, cultură, editoare. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Să aveți succes și tuturor să ne revedem cu sănătate, bine. Sărbători magice, frumoase. Exact. Și optimism. Uite că, dincolo de toate, ne ajută Dumnezeu să trecem și prin vremurile astea mai complicate și atunci când ne e greu să ne gândim la Dumnezeu și să ne gândim că în viața părinților noștri, bunicilor noștri, ca să ne raportăm, au fost momente mult mai grele decât cele prin care trecem noi. Și au mers înainte și dovada că au reușit să treacă suntem noi, cei de astăzi. Și dacă ei au putut, sigur vom putea și noi. Corect. Doamne ajută!